poeta binecunoscută de către Direcție de Cultură din Cara Severin, te rog la microfon dacă vrei să ne spui un poem sau să ne zici două cuvinte. Mulțumesc pentru efortul pe care l-ai făcut. Vreau să vă spun că ea organizează un festival internațional la Cara Severin cu prezențe din întreaga Europa, unde și eu am fost și m-am simțit minunat, minunat. Lubița Raiuș! Înainte de toate, am văzut și pe colegii de la Berga, din salut, nu o să vă recitesc. Sigur, dacă mă mândresc cu ceva, eu mă mândresc că sunt mama la trei băieți și că nu știu unde m-a fi găsit bunul Dumnezeu pe mine, într-o uliță, într-un județ, într-un statut. M-a găsit. Nu știu ce ați recitat, nu știu din ce spectru să vă recit. Dar o să vă recit un poem care se numește Scriu sârbește în limba română. Eu știu pe de rost pentru că n-am scris foarte mult, știu mai tot ce am scris. Și ce vă recit acum este o traducere. Scriu sârbește în limba română. Mai grav, literele mele chirilice, slabe, ca niște cruci stilizate și-au pierdut instinctul vital. La Sfântul Andrei, ocrotitorul poporului român, nu se duc rușinate ca orice turmă rătăcită. La poarta lui Sava, Sfântul Natal, arbațe, dar nu mai știu unde este în urma cumplitei vărsări de duh. Pilat, Pilat, îmi dau seama subit, de 2000 de ani se spală pe mâini, dar apa, apa, tot roșie este. Adevărul, deci, se va coborâ și peste voi, neplăcut, ca o boală. Sufletul meu, de altfel slab, v-aș fi judecat, multilingvist, globalistic, nu știu răspunsul mântuitor. Eu sunt doar o iubiță, cu lân mic în sârbește și cu lân, iubiță, și mai mic în limba română. Iubiță. Colecția de păcate. Totuși, speranța mea este în următoarele, spre deosebire de noi toți, care ne dăm mari. Dumnezeu crede în lacrimi, în lacrimi curate. Slavă Lui! Mulțumim pentru faptul că ai fost alături de noi de-a lungul anilor și primești medalia jubiliară pentru efortul pe care l-ai făcut venind din Cara Severin până la noi. Ionică, fă-ți meseria, așa, evident o să te pup și eu că n-o să scap prilejul. Doamnelor și domnilor, am lăsat la sfârșit, deci am lăsat la sfârșit această chestiune, deci frumoasă. Vă mai acorda un premiu, premiul se numește Cartea Anului 25 Poezii. Așa s-a întâmplat că la această ediție au fost mai mulți critici literari. Și Poesis a optat pentru aceste cărți. Rostinea postmodernă, generația poetică 80 în literatura română, Daniel Corpu, cartea pe care tot o prezentăm de dimineață, dar mâine noaș, cu siguranță o să o prezentăm. Daniel Corpu, care a fost de la primul număr Poesis, prezent alături de mine, alături de scriitorii sărmăreni, primește la acest moment aniversar acest premiu, Cartea Anului 25 Poesis. Felicitările noastre, colegele mele o să-ți înmineze aceste semne. Așa? Nu. Deci el a primit semnele de acolo. Mai avem două lucruri. Daniel,
Orele sunt înaintate, Tu ești prietenul nostru și mâine o să prezentăm cartea la necreștioașă și un cadru frumos, dumnezeiesc și drag. Întotdeauna lăsăm la sfârșit pe cei mai dragi și oameni care muncesc, care au fost alături de noi. Așadar, de-a lungul vremii a fost prezent la satunare Nicolae Oprea, criticul care a și fost aici alături de Cistelecan, primește această medalie jubiliară. Te rog să vii la colegele mele, Poezii 25, a fost prezent la satunare, la multe ediții, ne bucurăm, a susținut și laudați-o pentru câțiva dintre cei care au primit titlul de doctor honoris causa. Mulțumesc, Nicolae Oprea, pentru... E o surpriză completă pentru mine, dar se pare că n-am încet degeaba. Așa, și bun, de asemenea am vrut să închei cu un om admirabil, o personalitate a culturii sânmărene, a învățământului sânmărean, un om care a fost alături de mine, care a sprijinit acest gând unic în satunare să se acorde titlurile de doctor honoris causa, domnul profesor universitar, doctor Gabriel Ardelean, prorector Universității Vasile Goldiș, mai este în sală? Deci nu mai este, dar o să ne întâlnim. Am vrut să spun, așa se întâmplă, deci el a fost alături de mine. Doamnelor și domnilor, sigur că suntem mulți, poeziile sunt Sorkin și pe care o să o lansăm mâine la Negreștioaș, așa, îi aparține, deci, subsemnatului, așa că nici nu v-am arătat-o, dar o să o prezentăm mâine la Negreștioaș împreună cu prietenul Daniel Copu, pentru că suntem mulți, frumoși și dulci. Vom încheia această zi frumoasă, eu așa cred, frumoasă prin prezența dumneavoastră, cu ansamblu Carmina Renascentia al Centrului Cultural al orașului care îi invit pe colegii de aici să încheie cu acest moment frumos și după care ne vom retrage în camerele alăturate unde vom servi. S-a întâmplat ceva? Acolo e vreun semn? Bine. Da, voi trebuie să plecați, cei de la Cluj. Mulțumesc domnului profesor Mircea Mutu, lui Ion.